Având în vedere prevederile articolului 394, alineatul 2, litera D și alineatul 3, ale articolului 397, litera A, ale articolului 509, alineatul 3 și ale articolului 530, alineatul 3, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 108 din Constituția României republicană, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol 1. Doamna Petru Mădălina Rozalia exercită cu caracter temporar, în condițiile legii, funcția publică de subprefect al județului Prahova. Semnează prim-ministru Ludovic Orban, contrasemnează pentru ministrul afacerilor interne Gheorghe Sorescu, secretar de stat. București, 28 octombrie 2020, hotărârea are numărul 913. Mădălina Rozalia, numită în funcția publică de subprefect al județului Prahova, prin hotărârea Guvernului număr 913/2020, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 251, alinea 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Prahova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă rog să semnați jurământul.